Dragi prieteni, suntem la Muzeul de Etnografie din Fălești, ori aici se află cel mai mare covor în bumbi care exprimă bucuria. Covorul în bumbi este un tip de țesătură groasă, care este fracturată și este țesut numai pe o singură față, confecționat din fire atât din cânepă cât și din lână. Acest covor a fost găsit în satul Călugăr, raionul Fălești, și a fost țesut în anul 1927. Găsim motivul pomul vieții, figuri geometrice și motive umane. De exemplu, la noi este femeia, gospodina casei, și motive antropomorfe, unde sunt păsărelele și cântă trilul vesel de păsărele. Aceste mostre de covoare țesute în bumb au fost găsite pe teritoriul raionului Fălești și ne bucură faptul că raionul Fălești este vatra covorului în bumbi. Aici s-a ținut cont de această figură de femeie, are o cătrință dinainte, are vestimentația foarte veselă și păsările sunt îndreptate spre ea, adică este o compoziție țesută și în alte covoare, dar nu întocmai. Sunt reprezentate și inițialele Tudor și Ulița. Turiștii foarte mult reacționează, sunt foarte impresionați de așa o tehnică a lucrului, pentru că e foarte rar întâlnită. Acum a preluat-o doamna Tatiana Popa, meșter popular de la Palanca, și produce aceste țese, le împodobește aceste covorașe țesute în bumb cu efect curativ pentru masaj. Care sunt întrebările cele mai frecvente? În primul rând ne întreabă, de unde l-ați luat? Unde l-ați găsit? Așa o podoabă, pentru că, vă spun, foarte rar se întâlnește această tehnică și n-a fost dusă mai departe de tânăra generație. Poate deschideți la muzeu un atelier de țesut a covorașelor în bumb. De ce nu? Foarte bună idee. Trebuie să procurăm ramele și facem noi un masterclass la muzeu cu țesătura în bumb. Covorul în bumbi poartă astfel de denumire datorită facturii obținute în formă de nasturi bombați, bumbi împletiți cu băteală din fire groase de lână colorată în jurul unui punct de intersectare a 8 fire cruce cu 8 raze, obținut din firele urzele întinse pe ramă. La centrul de meșteșuguri de pe lângă Muzeul Casa Părintească din Palanca, Călăraș, se produc și astăzi covorașe în bumb și meșterița care a reînviat covorul în bumb este doamna Tatiana Popa, oaspetele de onoare al Muzeului de Etnografie din Fălești. Eu am venit la un muzeu unde se păstrează comoara principală care a devenit pentru mine ceva sfânt și la care lucrează Casa Părintească. Exact. Deci un covoraș în bumbi, lucrat la noi, copiat de pe covorul care se află la dumneavoastră. O torbiță pentru colindatori, dar cu semnificația mărțișorului. Eu am visat foarte mult să văd acest covor original, pentru că ceea ce am văzut în fondurile Muzeului de Etnografie de la Chișinău, atunci impresionată și am revitalizat această tehnică, dar îmi doream să văd anume de aici unde a venit el acest covor, pentru că iată ceea ce vedem, acest pom al vieții și această viață plină de lumină și pace, frumusețe, în toți anii aceștia s-a transmis la foarte multe lume care am colaborat, am luat și revenirea aici la Baștina, de unde e covorul acesta, mă simt eu împlinită. În sfârșit am văzut originalul și mă bucur și cred că covorul acesta are nevoie de viață mai departe,
să fie drumul și calea bună, pentru că nu în zădar strămoșii noștri l-au început, au lucrat, nu se știe de ce s-au uitat această tehnică, dar ea se merită. Pentru că este nu numai covor decorativ, pur și simplu decor care îl simțeam noi, covorul. Acest covor este covor curativ, covor pentru a ne simți încălziți de ele. Dumneavoastră l-ați redescoperit și l-ați purtat prin lume. A fost și pe la Berlin și în toată Europa, pe toate continentele, practic. Poate îl dezvoltați și la Fălești, nu numai la Palancă. Da, cu mare drag. Eu zic, eu mă miră de ce s-a oprit și noi, tocmai la Palanca, i-am dat viață și aici, unde el e nucleul lui, unde e rădăcina lui, s-a oprit tehnica aceasta. Da, sunt de acord și sunt plină poftim, putem să facem și o școală de vară, ori aici la Fălești, ori acolo la casa părintească. La dumneavoastră sunt altfel de ornamente, altfel de coloristică. Da, dar aici îmi place foarte mult, îmi place colorul, coloristica, îmi place fragmentele acestea de pomul vieții, extraordinare sunt. Legătura aceasta păsărică cu această crenguță, ceva neobișnuit. Niciodată nu m-am gândit că figura omului poate fi... Noi am încercat să facem cu coșei, dar anume figura omului să fie pe covor. E foarte complicat să redai, fiindcă aici e o tehnică specială. Nu poți pune sprânceana sau ochii. Da, este original și frumos. Și eu mă bucur pentru această sugerare de idee, de o invitație așa să vin să văd și covorul de la Fălești. Să-i dăm viață, să-i dăm drumul, să meargă mai departe. Să-l promovăm în continuare pe toată țara. Da. Muzeul este fondat în 1975. În 1978, sculptorul băștinaș a raionului Fălești, Lazar Dubinovski, din satul Albinețul Vechi, a donat muzeului 11 sculpturi, care de fapt a fost și temelia fondării muzeului. Mai târziu un pic, au fost inițiate încă 3 filiale în satele Horești, Rispeni și Călugăr. Suntem promotorii lucrurilor frumoase și, nu în ultimul rând, trebuie să depunem foarte multă muncă pentru a dezvolta ceea ce avem. Și chiar aici modițele sunt confecționate de către bunica mea, Maria Clipa, băștinașă din raionul Fălești, satul Pruteni. Cu așa modițe și cu așa perni și cu așa frumusețe am crescut noi. Patrimoniul muzeului, la moment, ține peste 20.000 de piese. Fiecare angajat al muzeului din Fălești a contribuit la completarea patrimoniului, dar și oamenii de bună credință continuă să doneze obiecte tradiționale păstrate în casele bătrânești. Acest covor prezintă cuplul cu coșul și găina. Este un covor de nuntă. Din ce sat vine? Este preluat din satul Măgureanca, raionul Fălești. Dar acest covor prezintă pomul vieții, este sfârșitul secolului XIX-lea și vedeți că este foarte întortocheat acest drum cărare a pomului vieții. Costumele populare ocupă un loc aparte, ori aici s-au păstrat unele exemplare rare de cămașă cu altiță, pânză de casă și brâie. O ie bărbătească. De mire, cred. De mire. Aceasta este cămașa unde este țesut poalele din cânepă și partea din față, stanul, este din bumbac. Această ie micuță a fost confecționată de doamna Lidia Mamai, fostă
pictoriță a muzeului nostru raional. Aici avem o sofcă cu multă zestre, așa mireasa își pregătea zestrea și pernele sunt brodate tehnic, însă este o deosebire foarte mare. Iată, aici găsim foarte multe motive. Motivul este casa gospodarului. Câte covoare aveți în patrimoniu? Văd diferite modele, da, toate de la nord, practic, da, cu flori. Da, în zona noastră de nord avem mai mult de 20 de covoare în patrimoniul muzeului. Fotografia cui este? Da, fotografia este a doamnei Olguța Nicușor, fostă soră medicală de la noi din oraș, refugiată în România în anii de război, unde începe această ie foarte frumoasă, pe pânză de mătasă, și o termină după terminarea războiului. Și reîntorcându-se în Fălești, ne dăruiește această ie muzeului. Și aici mai avem două costume naționale. Unul este al Sofiei Vicoveanca, ne-a dorit în anul 2008 muzeului acest costum, care a dus faima cântecului popular pe scenele lumii. Acesta este sumanul și aici mai vedem un costum bărbătesc cosut tot de Sofia Vicoveanca. Chiar de dumnea ei? De dumnea ei, da, și ne-a dăruit muzeului acest costum bărbătesc. Aceasta este o pânză de cânepă, foarte fină, țesută din fire de cânepă. Ce se confecționa din asemenea pânză? Iată, se confecționau și haine, dar asta era făcută special, țesută pentru ștergare, că pe vremuri se dau podișoare la mort. Să nu uităm că la baza formării acestui muzeu au stat cele 11 sculpturi ale maestrului Lazar Dubinovski, autorul bustului poetului Mihai Eminescu de pe Aleea Clasicilor din Chișinău și a bustului lui Vasile Alexandrii. Acesta este ciobanul Panțu, văzând un tânăr de pe o colină coborându-se cu o turmă de oi înalt, zvelt, cu căciulă de cârlan în cap și a făcut închipuirea, iată așa tânăr poate fi prototipul ciobanului moldovean. Următoarea sculptură este actorul, regizorul nostru moldovean, Kiril Știrbu. Pe el l-a redat atât pe scenă cât și în viața de toate zilele, vesel, plin de viață. Următoarea sculptură este pianistul rus Serebriakov. Iată, Serebriakov, fiind la Chișinău și interpretând un concert pentru pian și orchestră, Dubinovski îl privea de după culise cum acesta mânăie claviatura pianului și a hotărât să-i redea și o mână mare muncitoare. Un președinte de colhoz din anii de după război. Următoarea sculptură se numește Tinerețe. În acea perioadă se construia o magistrală foarte mare, Baikalul Amur, și mulți tineri plecau la destelinirea pământurilor. Această sculptură se numește Înrobie. Așa oamenii simpli, desculți, dezbrăcați, înlănțuiți în lanțuri și duși tocmai în Siberia de gheață. Ostașul eliberator lasă arma de luptă, ia unelta de pace și seamănă semințe de grâne la figurat, pentru că acea perioadă era foarte greu de primit roada bogată de grâne. Fiecare exponat din acest muzeu are povestea sa. Dacă vă place istoria, vă prețuiți strămoșii și vă mai pasionează obiectele de anticariat, vizitați acest lăcaș de cultură etnografică din Fălești.